Bună ziua, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Casa cu Stil. Sunt Izabela Iosif și astăzi alături de mine o am ca invitată pe Valentina Vânătoru, specialist Feng Shui. Bună, Valentina, și îți mulțumesc că astăzi te afli din nou alături de noi. Bună, Izabela, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt din nou alături de tine și, bineînțeles, de telespectatorii Televiziunii 6 TV. Am o imensă bucurie să vin la această televiziune și în cadrul emisiunilor acestei televiziuni. Ne bucurăm mult de tot și de fiecare dată de câte ori vii în emisiune, cel puțin la mine, îmi dai tot felul de sfaturi utile pentru telespectatorii noștri din punct de vedere al casei amenajate în stil Feng Shui. Care sunt componentele, de exemplu, ale unei case amenajate în stil Feng Shui? În primul rând, o persoană care, să spun așa, nu are cunoștințe despre această știință, pentru că nu toți cunosc unii sau nu cunosc. Exact, unii nu cred sau nu cunosc, dar totuși sunt multe persoane care consideră că această știință aduce îmbunătățiri în viața lor și atunci să spunem că nu au accesat un curs sau nu au ajuns la un curs ca să învețe în detaliu această știință. În primul rând, trebuie să fie atenți la patru componente principale, și anume să existe o apă în jurul casei lor, pentru că apa aduce prosperitate. În Feng Shui vorbim tot timpul despre energii de munte și energii de apă. Cele de munte sunt responsabile de armonia umană, sănătate și relațiile noastre, iar cele de apă sunt responsabile de prosperitatea noastră. De aceea apa aduce prosperitate, dar o apă curată, nu un lac, de exemplu, mirositor sau o apă care nu... Sau o apă curgătoare, dar ce vreau să te întreb, dacă nu toată lumea are posibilitate să-și așeze casa lângă o apă, ar fi minunat și pentru așa sănătate este. Și să fie o apă curată, curgătoare. Dar dacă avem o fântână în curte... Sau o fântână arteziană în curte, da, pe care ar trebui să-și o amplaseze. Într-adevăr, aici ar trebui foarte bine să știm unde amplasăm această fântână, în sensul că sau această, să zic, o apă curgătoare, un heleșteu. Da, mulți își pot face. Aici e o problemă, trebuie să cunoaștem exact care este energia prosperității, să identificăm exact locul prosperului cei. Cu ajutorul unui specialist, bineînțeles, că n-am putea noi depista singuri. Da, dar mediul nostru înconjurător ne ajută foarte mult să ne dăm seama dacă acel loc ne priește sau nu, cum ar veni. Adică dacă noi ne simțim bine într-un anumit loc, dacă avem protecție, dacă avem cele patru animale celeste, adică o clădire mai înaltă în spate, clădirile mai mici stânga-dreapta, pentru ca să avem protecție, ca și cum am stat pe un scaun, da? Aici avem protecție. Stăm sprijiniți, stânga-dreapta, adică dragonul și tigrul, femeia și bărbatul. Dragonul este bărbatul și tigrul este femeia. De aceea, când avem o clădire mai înaltă într-o anumită parte, o să vedem că unul dintre dezechilibru. Noi... Dezechilibru. Nu e dezechilibru neapărat. Una dintre persoanele din casa respectivă, mă refer ca adulți, este mai puternică decât cealaltă. Dacă este tigrul, atunci femeia e mai puternică. Dacă este dragonul, bărbatul este mai puternic. Deci, casei, intrarea principală, dacă stânga e o clădire mai înaltă și dreapta o clădire mai mică. Deci cum ne uităm la bloc, dragonul tot timpul este în dreapta sau la casă și stânga este femeia, tigrul, tigrul, deci cum ne uităm la bloc. Dar dacă ne-am poziționat în funcție de cum există blocul, atunci aici este dragonul și aici este tigrul. Adică în funcție dreapta, de cum stânga. Ne uităm, dreapta, stânga, în spate tot timpul o clădire mai înaltă ca să avem acea țestoasă neagră, așa cum spun specialiștii chinezi, să avem protecția în spate, dar nu foarte înaltă, adică să nu fie noi să fim o casă mică cu un etaj sau cu un parter și să avem un bloc cu 10 etaje în spate. Adică să existe un echilibru în toate și în față să existe drumul, adică acea activitate yang pe care noi ne dorim și după acel drum să mai există o altă clădire mai mică, să avem acea pasăre Phoenix, protecția și din față, cum ar veni. Deci e de muncă în alegerea unei case și a locuinței din punct de vedere al acestei științe. Trebuie să fim foarte atenți. Un alt lucru foarte important este să ținem cont și de energiile anuale din anul în care noi ne alegem casa. Acum, aici, într-adevăr, pentru energiile anuale există tot felul de softuri gratuite pe internet și unde toată lumea poate să aibă acces. Și, bineînțeles, trebuie să țină cont de cele trei energii benefice în această epocă, 8, 9 și 1, unde sunt plasate ele, din punct de vedere al energiilor anuale. Pentru că și startul în a cumpăra o casă sau alege o casă este foarte important. Este ca și cum, și din punct de vedere astrologic, dacă suntem într-o perioadă
perioadă bună, ne alegem o casă prosperă. Dacă suntem într-o perioadă de ghinion, nu atragem o casă atât de bună pentru noi. Mergem cu ghinion. Exact ca și într-o căsătorie. Da. Dacă ne căsătorim într-o perioadă de ciocnire, sau într-o perioadă de ghinion, relația aceea nu va avea un final fericit. La un moment dat se va ajunge la o despărțire. Dacă ne căsătorim într-o perioadă favorabilă, atunci relația va fi de succes și se merge după premisa până când moartea ne va despărți. Ne va despărți, e rar în ziua de azi, dar... Un alt principiu foarte important, o altă componentă importantă este atunci când alegem o casă să avem acel bright hall, acel hall luminos, momentul în care intrăm într-o casă. Și pătrat, probabil, mai și larg așa. Și casa să fie pătrată, în primul rând. Cu cât e mai pătrățoasă, mai dreptunghiulară, adică să fie mai echilibrată, să n-aibă zone lipsă a casei, pentru că atunci casa e dezechilibrată. Nu vă alegeți case în formă de L, nu vă alegeți case în formă de U, pentru că acolo și inima casei este dezechilibrată, mijlocul casei. Când avem o casă în formă de L, inima nu este completă, mijlocul. Și cum nici noi nu putem trăi fără inimă, nu? Casa automat nu are susținerea. U, nu mai spun, care dacă e în formă de U, inima clar lipsește mijlocul casei. Și atunci este o casă dezechilibrată. Și cum ar trebui să fie casa? Un pătrat mare? Cât mai compactă. Exact, cât mai compactă. Să avem acele patru colțuri de aur. Deci e foarte important. Pentru că chiar dacă noi spunem, n-am un punct cardinal unde am o energie a bolii, de exemplu, cei care cunosc știința și își calculează, nu am energia bolii în casă, e bine că nu mi este în casă, e perfect. Da. Nu este adevărat. Chiar dacă noi nu avem o zonă a casei, tot dezechilibru se numește. Va veni de două ori mai puternică acea energie în casa noastră și în viața noastră. Deci e bine să avem o casă echilibrată, să avem toate acele sectoare, pentru că fiecare sector reprezintă o carieră, un aspect al vieții noastre și dacă, de exemplu, sau un membru al familiei, dacă noi nu avem un anumit sector, de exemplu, sud-vestul aparține mamei, femeii cele mai vârste din casă. Dacă sud-vestul nu există, la o casă în formă de L, de exemplu, este poziționată în așa fel încât în funcție de fasadă, orientarea fațadei, constatăm că sud-vestul nu este în casă. Lipsește acea parte. Femeile din acea casă, femeia cea mai în vârstă, este cea mai grav afectată în acea casă. Da. Poate să nu aibă copii, poate să divorțeze, poate să trăiască anumite lucruri foarte mult mai accentuate, să zic, evenimentele din casa respectivă. Depinde și ce energii sunt acolo. Probabil și pe boală, nu? Adică să nu aibă și o sănătate precară. Exact. Plus că sud-vestul mai reprezintă ca aspect ce? Compasiunile, valorile noastre, acumularea care vine din exterior. Banii nu vor veni în casa respectivă. Și cine nu va câștiga atât de bine? Femeia din casă. Pentru că ea este mai grav aspectată. Supusă bărbatului, probabil. Exact. Da? Nord-vestul aparține bărbatului. Iarăși, dacă nord-vestul nu există în casă ca zonă, sau este zlăbită, să spun așa, adică e o porțiune lipsă, nu lipsește în totalitate. E o parte mică, atunci bărbatul din casă este mai afectat din acest punct de vedere. De aceea e foarte important să avem acel hol luminos prin care casa să capteze energia ciul să intre și să se acumuleze. Pentru că dacă noi avem un hol strâmt și întunecat, neluminos, toată lumea spune, amplasez o veioză sau amplasez lumină și gata, am luminat holul și îmi intră energia ci. Nu este chiar așa, că atunci toate magazinele care vând produse de iluminat ar duce foarte bine. Ceea ce nu este. Este ca și cum aș pune un lumina tablou pe... Lumina naturală e importantă, nu? Exact. Este ca și cum aș pune un tablou cu mâncare pe perete, dar eu nu am ce să mănânc. Dar am acolo mâncarea pe perete. Doar o vezi. Doar o văd. Mă satur? Nu mă satur. Deci casa are nevoie de lumină naturală. Este foarte important acest lucru. Și o altă componentă importantă este ușa principală. În fața ușii principale sau în cazul blocurilor, pentru că ușa principală de intrare în apartament, nu putem să avem acel hol luminos. Da. Iarăși am mai văzut blocuri unde holul acela lung dă către o ușă. Holul de intrare, al scării mă refer, acel apartament când vine holul acela drept către ușă nu este foarte bine aspectat. Este ca un drum drept care vine către ușa respectivă. Ușa trebuie să vină un pic după colț, așa, adică să nu fie chiar să fie ascunsă cumva. Exact.
Să nu intre toată energia în casa respectivă. Iar blocurile, dacă ne alegem un apartament, că nu toți stăm la casă, da? Blocul respectiv să aibă acel mingtang, acea mișcare, să am un drum care să existe trafic, să există o intersecție, de exemplu, pentru că la intersecție ce fac mașinile? Mai opresc din când în când. Mai traversează lumea, se mai opresc oamenii la semafor. Se acumulează energia ci. Eu am nevoie de acea deschidere, pentru că am văzut tot felul de construcții acum, aceste noi, din această perioadă care pe mine mă șochează cum le pun așa pe lung, iar partea îngustă a blocului este către stradă, iar partea lată a blocului care ar trebui să fie fațada este o alee mică, îngustă, unde nu e acel mingtang, acea deschidere în care să se acumuleze energia. Sau acea fațadă lungă a casei este exact în altă grădină sau alte case. Sunt foarte înghesuite. Și foarte înghesuite. Acolo nu există posibilitatea de a se acumula energia ci. Pentru că eu înțeleg pentru acești dezvoltatori că vor să fructifice orice metru milimetru, pătrat, centimetru de pământ. Da. Exact, să facă cât mai multe apartamente. Da. Dar acele persoane nu duc foarte bine în acel bloc. Ok, el vind apartamentul, dar trebuie să ne gândim un pic noi ca și oameni ce lăsăm mai departe. Pentru dar vreau să te întreb, uite, în China, de exemplu, că sunt suprapopulați. Cum așa își ale casele de pe la milimetru și totuși ei de acolo provine știința. Așa este. Și acolo sunt foarte mulți. Sunt mulți chinezi care nu au acces la această știință autentică, ci au acces la știința aceea New Age, cu tot felul de obiecte și cu tot felul de lucruri de amplasat prin casă, iar sunt și chinezi care au destul de mulți bani, care au accesat această știință și știu cum să-și amenajeze locuința și cum să-și o construiască. Într-adevăr, ca și la noi, sunt oameni care au acces și au posibilități și își doresc, pentru că mulți au posibilități, dar nu cred în așa ceva. Da. Și alții care poate n-au posibilități, dar vin la curs așa cum pot ei și învață această știință și își aplică. Și omul învață la tine la curs de plăcere, nu? Vine să învețe pentru el sau să transmită mai departe, să devină și el un bun specialist în această artă și să facă din asta o meserie. Când vine la curs un elev de-al tău, de exemplu, vine special pentru a învăța să-și amenajeze casa lui? Sau să... Marea majoritate, pentru că simt că ceva nu merge și în cadrul cursului la mine se aplică tot ceea ce învățăm pe schema, pe schița sau pe planul casei personale. Și automat, în primul rând, își amenajează locuința personală și apoi învață să transmită și altora. Și în momentul în care îi văd cât de adevărată și autentică este știința și cât de mult se potrivesc lucrurile și ceea ce trăiesc în casa respectivă, asta arată știința, după aia stai că îi fac și mamei, stai că îi fac și fratelui, stai că îi fac și verișorului și își dau seama că de fapt dispar. Și eu am căpătat încredere în această știință aplicând la locuințele unde eu am stat, De exemplu, la părinții mei, unde am stat până la 18 ani și unde mi-am dat seama ce am trăit acolo și de ce am trăit acolo acele lucruri. Locuințele unde am locuit în chirie, în București, în Oradea, unde am terminat facultatea și așa mai departe, că eu am traversat toată țara. De cât timp ești în domeniul? Din 2011. Sfârșitul 2010, începutul 2011. Dar hai să zicem 2011, de atunci studiez zi de zi, iar din 2014 am început să și predau. Și în momentul în care capeți credință, poți să faci și o carieră din acest punct de vedere. Eu am constatat și am prins atâta încredere în știința asta încât am zis de ce să nu dau mai departe. Așa cum fac și maestrii chinezi. Pentru că până la urmă rolul acestei științe este să oferim binele sau să facem bine celor din jur. Dar în primul rând această știință trebuie să fie solicitată și bineînțeles plătită ca să aibă efect. Pentru că toată lumea spune, dacă vrei să faci bine, de ce trebuie să coste această știință? Pentru că există acea zeciuială. Toată lumea nu înțelege aspectul ăsta. Universul echilibrează orice. Dacă noi încercăm să negociem un lucru, ne bucurăm de acea negociere. Dar, pe altă parte, poate pierdem altceva. Ne găsim mașina cu cauciucul spart. Poate că ne îmbolnăvim și avem nevoie de niște medicamente. Tot timpul universul echilibrează. Nu, noi suntem învățați, mergem cu mentalitatea asta de crucea roșie, așa. Să vă dăm ajutorul acela gratuit. Nu, așa am fost probabil obișnuiți. Da. Dar ai dreptate, în timp o să-și dea oamenii seama că există o zecială pe care trebuie să o plătim. Și maestrii de la care eu am învățat această știință ne-a spus tot timpul
consultanța trebuie să fie solicitată. Nu trebuie să mă duc eu să insist să aplic această știință unei persoane care nu este deschisă spre așa ceva. Da. Pentru că e ca și cum eu intru, dau buzna în viața ei, să-i fac bine cu forța, ceea ce nu se poate. Și am constatat asta la oamenii de la începuturile mele. Practicând, ca să pot să capă și experiență, au fost situații în care la început am cerut doar ceva în schimb, să existe un schimb. Da. Și oamenii care nu au acordat sau nu au dat o valoare acestei științe, nici nu au aplicat nimic din ceea ce le-am făcut eu. Și probabil că nici nu s-a făcut niciun fel, nu s-a văzut nicio îmbunătățire a situației lor. Exact, nu? Exact, pentru dacă că ei nu au aplicat. Exact. Pentru că nu stau să mut eu patul, nu stau să mut eu birou, pentru că ei nu au dat niciun ban pentru acea știință. Da. Și în momentul în care totuși faci un efort, este ca și cum, de exemplu, eu mi-am făcut abonament la sport în perioada asta, da? Da. Știu că am acordat o sumă de bani destul de măricică pentru un abonament anual. Și atunci îi zic, hai că totuși mă îmbrac seara să mă duc la sport, deși și poate că nu am chef. Ești motivat. Sunt motivată că am plătit. Așa este, cred că, peste tot. Și dacă facem o facultate, și dacă facem, nu știu, un curs, până la urmă, dacă plătim acel curs, mergem la curs pentru că l-am plătit. Și această știință, trebuie să înțelegem foarte clar că nu ne aduce, cum să spun eu, prosperitatea maximă de pe o zi pe alta. Da. Este o știință care ne aduce oportunități, care ne dezleagă drumurile, căile în viața noastră. Ne echilibrează toate situațiile din viața noastră. Poate să și curețe, de exemplu, în cazul în care noi suntem într-o relație nebenefică, în momentul în care am aplicat Feng Shui în casa noastră, ne dăm seama că se termină relația pentru că nu era bine să fim cu acea persoană, și va veni o altă persoană în viața noastră. Dar pe moment am aplicat Feng Shui. De ce nu merge mai bine? Pentru că scoate tot ce nu trebuie din viața noastră. Tot ce e nociv. Exact. Îndepărtează persoanele și până la urmă asta ne și dorim. Exact. Să vorbim puțin despre elemente, le-am cuprins pe toate, ai spus să avem o apă în fața casei. Nu neapărat în fața casei. Poate să există o apă în împrejurim, o apă, dar iarăși, repet, aici trebuie calculat un pic să vedem dacă apa aceea ne ajută energia din casă, pentru că în primul rând noi în Feng Shui trebuie să pornim de la exterior. Exteriorul trebuie să influențeze interiorul. Dacă eu într-o zonă am o energie a prosperității, de exemplu, dar eu în acea zonă am un loc înalt, pe mine nu mă ajută acea energie în interior a prosperității, pentru că mie nu mi este susținută de exterior. Tot timpul energia ci vine din exterior în interior. Dacă eu, de exemplu, am o apă pe parcela aceea, pentru că casa se împarte în 8 felii, da? Eu am acea apă pe zona prosperității, atunci energia prosperității din interiorul casei mele este susținută de exterior și atunci am prosperitatea maximă. Dar apa, în general, să spunem că în Feng Shui, cei care nu cunosc, aduce prosperitate, dar nu orice fel de apă. Vorbind despre prosperitate, soluția prin care putem desface aceste energii blocate, de exemplu. Există o soluție prin care putem noi singuri să ne... Există o soluție în sensul că trebuie să identificăm acest prosperci, această locație, asta prin calcule și formule. Dacă nu știm această energie care, să zicem, nu știm să calculăm energiile din casa noastră a prosperității, putem să ținem cont de aceste energii anuale, care apar totuși pe diverse site-uri și care sunt gratuite, și putem să ne ajutăm în acele sectoare anual, adică pe termen scurt, să activăm acea prosperitate sau lunar, și eu fac acest lucru pe canalul meu de YouTube, adică sunt tot felul de persoane urmăresc mereu și sunt interesată. Există posibilitatea de a remedia aceste energii lunare și anuale, în așa fel încât să ne îmbunătățim, măcar la nivel de an și de lună. Nu neapărat să știm energiile case care sunt cele mai puternice și care ne ajută mult mai mult. Mai există o variantă, pentru că școala sau știința Feng Shui tradițional cuprinde două sisteme foarte importante. San Yuan și San He. San He, am zis că se referă la exterior și ne influențează foarte mult, și San Yuan se referă la interior. Totodată, de aici derivă iarăși două școli foarte importante, școala celor 8 case, Bas Hai, cum se mai numește în termenii chinezești, și școala stelelor zburătoare. În cazul în care nu știm școala stelelor zburătoare, la fel există pe internet diverse calculatoare unde, în funcție de guaul nostru personal, pentru că locuința noastră are un gua,
Și noi avem un goa, goaul nostru personal, adică dacă goaul rezonează vieții, cu cel al locuinței. Exact. Se poate calcula. E compatibil în sensul că ne dă anumite direcții favorabile, da, care și acolo avem o direcție a prosperității, o direcție a sănătății, o direcție, nu știu, a longevității, adică a copiilor, pentru că longevitatea înseamnă câți copii dorim să avem, da, viață lungă înseamnă în funcție de câți copii avem, da? Dacă avem cât mai mulți, atunci se presupune că avem o viață lungă, în sensul că se transmite toată, da, energia, da, da. Da. Așa, și acolo putem să calculăm acele direcții, da? Sau avem o direcție a stabilității. De exemplu, pentru un goa 3, acolo, chiar și pe site-ul meu există un calculator gratuit și există multe calculatoare gratuite în care putem să ne calculăm goaul vieții, și bineînțeles că acolo putem să vedem. Pentru un goa 3, de exemplu, este sudul, prosperitatea, da? Eu la sud pot să-mi activez, să pun acolo să-mi activez prosperitatea. Deci eu ce fac? Introduc data de naștere da. Și după care mi-apar aceste goauri. Aceste direcții. Goaul tău, da? Da? Goaul vieții, cu direcțiile care sunt aferente goaului tău. Da, sunt. Este formula dată și de mine în emisiunile când, da, am fost la 6TV. Da. Am dat această formulă de foarte multe ori a flării goaului și acolo ne putem accesa aceste direcții și putem vedea dacă direcția casei noastre este compatibilă cu noi. Da. De exemplu, dacă e un goa 3, unde aș putea, sau cei din grupa de est, goaul 1, 3, 4 și 9 fac parte din grupa de est. Și aceste goauri au, să zic așa, benefice. Sau benefice, cele, da, patru direcții, care sunt sudul, nordul, sud-estul, da? Este foarte important sudul, nordul, pentru că, în primul rând, dacă eu am fațada către sud, am și spatele către nord, da? Normal că sunt opuse, da? Așa, sud-estul și estul. Deci astea patru, sud, nord, sud-est și est. Astea patru sunt benefice pentru goaul 1, 3, 4 și 9, da, care fac parte din grupa de est. Restul sunt nebenefice. Dar de ce spun că e bine pentru o persoană, pentru un goa din grupa de est să-și aleagă o casă cu da, direcția sud sau nord? Pentru că dacă eu am fațada către sud, spatele casei către nord. Da. Și atunci goaul casei este benefic pentru cel din grupa de est, pentru că goaul casei se calculează în funcție de orientarea spatelui. Da. Și dacă eu am fațada către sud, spatele casei clar către nord. Da. Și automat și direcția fațadei casei este benefică pentru mine, dar și spatele casei. Spatele. Și atunci am susținerea totală. Asta se întâmplă așa frecvent sau avem noi norocul să... Dacă asta, nu alegem un caut, specialist, exact, da. Se întâmplă ca unii să intuiască, da, și să-și aleagă acea locuință benefică, sunt alții care nu nimăresc așa și atunci eu voi ține cont de goaul casei ca, da, să fie benefică pentru toți membrii din casă, pentru că într-o casă pot locui 4 sau 5 persoane. Da. Fiecare poate avea câte un goa și automat eu nu pot să activez pentru toată lumea, da, să fie benefic. Și în general voi ține cont de mama și tata, pentru că adulții, da, ei aduc bani în casă. Ei, da, sunt susținătorii familiei. Cu și voi ține cont de goaul casei în situația, da, asta, ca să fac o compatibilitate între stelele zburătoare, dar și școala celor 8 case. Dacă cei care știu și stelele zburătoare, atunci pot să le îmbine. Dar ele se pot aplica și separat, aceste două școli. Da. Da? Și automat, iar pentru celelalte goauri 2, 6, 7 și 8, fac parte din grupa de vest. Și acolo sunt valabile sud-vest, nord-vest, nord-est și vest, ca și puncte cardinale. Da. Iarăși, dacă eu mi-aleg o casă către sud-vest, spatele este către nord-est, nord-est sau invers. Da. Și atunci am și fațada, dar și spatele casei benefic pentru mine. Am și, da, susținerea. Deci sunt anumite calcule care se fac. Și de către un specialist e clar. Sau putem să le facem și noi din formulele astea. Asta acestea, doar acestea. Dar există, da, vreo posibilitate ca noi să ne calculăm, să putem să calculăm fără formulele, să aducem prosperitatea banului în casa noastră? Doar așa, după școala celor case, putem să facem lucrul ăsta, pentru că sunt tot felul de softuri gratuite și în funcție de aceste direcții, da. Și cu stele zburătoare există tot felul de calculatoare, dar aici trebuie să știm noi principiile foarte clare, pentru că va exista un 8, 9 și 1 de munte și va exista un 8, 9 și 1 de apă. Cele de apă, adică cei care calculează, să spunem, da, gratuit pe anumite site-uri, da, tot timpul să vă uitați că în stânga este energia de munte și în dreapta este energia de apă, cum vă uitați la calculator. Și automat, da, cele de apă, adică cele din dreapta, trebuie să fie poziționate în zone active, gen ușă de la intrare, birou, bucătărie, hall, da, living, tot ce reprezintă, da, activitate, iar celelalte din stânga de munte trebuie să le aveți în zonele de dormit sau, da, în zonele de relaxare, ca să puteți să beneficiați de prosperitate.
în cazul în care veți aplica și stele zburătoare. Dacă nu mergeți doar pe școala stelor, școala celor 8 case, Bascai, care spune doar despre direcțiile care sunt prospere pentru noi, care sunt pentru sănătate și așa mai departe. Deci asta e foarte important, că ne putem calcula cât de cât și singuri, dar nu este, adică nu cred că putem reuși să ne descurcăm chiar atât de bine ca un specialist în alegerea casei și în... Știința Feng Shui este logică. În momentul în care cineva îți arată care sunt pașii și care este ordinea aplicării, e foarte ușoară știința, nu este grea. Într-adevăr, am cursanți care la primul modul se sperie, pentru că ei au citit în tot felul de cărți și au zis, dar e ușor să amplasez nu știu ce dragonele, nu știu ce punct cardinal, sau că sud-vestul este dragostea și că ne trebuie două rațe mandarin care dar se pupă sau nu știu ce. Genul care să mă speremedii, da. Acela este Feng Shui New Age. Feng Shui tradițional, autentic, este cel care este a fost aplicat de către împărați și să știi că la chinezi Feng Shui a pornit de la morminte. Deci la casele Yin, ei numesc casele Yin casele celor decedați și casele Yang casele celor vii. Aștept să vorbim despre acest subiect interesant după o scurtă pauză de publicitate. Sigur că da. Am revenit după o scurtă pauză de publicitate alături de Valentina Vânătoru, specialist Feng Shui. Valentina, și vorbeam despre faptul că nu ești adeptă a remediilor și că această știință provine de undeva de la chinezi. Provine de la chinezi. Ea s-a aplicat la început pentru morminte, pentru că chinezii consideră că așa cum îngropăm strămoșul, așa or să le meargă generațiilor viitoare. Ei merg pe principiul casele Yin sunt casele celor decedați și casele Yang sunt casele celor vii. Casele Yin, adică defunctul trebuie să fie îngropat, apropo de școala celor case cu direcțiile, ca acea, la noi cruce, la ei nu e cruce, să zicem, acea cruce ca la noi, să privească direcția favorabilă a defunctului. Da? Da. La noi nu se ține cont de asta, sub nicio formă. Doamne ferește. Iar când vorbesc despre casele Yang, eu trebuie să plasez persoana din casa respectivă cu spatele către direcția, direcția favorabilă, când doarme și când lucrează să stea cu fața către direcția favorabilă. Da? Adică, și cu spatele un perete în spate la birou. Neapărat perete, da. În cazul în care se întâmplă, după ce calculez stele zburătoare, să fie o energie benefică la fereastră, atunci recomand draperiile pentru a crea senzația de perete. Da? În primul rând, e important să rețineți și nu dormiți în general dacă vă calculați și o să descoperiți că aveți un punct cardinal care reprezintă Shengqi, așa se numește prosperitatea, da? Nu dormiți cu spatele către Shengqi pentru a avea foarte mulți bani. Da, este recomandat, dar atunci nu veți avea un somn liniștit. În sensul că și noaptea vă veți gândi și vă veți face strategii cum să câștigați mai mulți bani. Da? E important să dormiți totuși pe un Tian Yi care reprezintă sănătatea sau pe un Yan Yang care este longevitatea, sau pe, nu știu, Fue care este exact punctul cardinal din formula lui Ushu al vostru, care aparține, este palatul vieții voastre. Pentru că formula lui Ushu, cum toată lumea știe, că bănuiesc că cei care se uită mai au habar așa un pic de Feng Shui, este formula aceea cu 5 în mijloc. Și în funcție de goalul vostru, voi aveți un sector al vostru. Da? Este foarte important, iarăși, când vă calculați aceste direcții și când vă analizați în casa voastră, de exemplu, un goa 3 este la est, un goa 4 este la sud-est, da? Un goa 9 este la sud, ca să le iau la rând, un goa 2 este la sud-vest, un goa 7 este la vest, un goa 6 este la nord-vest, un goa 1 este la nord și un goa 8 este la nord-est, da? Ei, dacă acest sector vă lipsește din casă, înseamnă că acea casă nu vă ajută cu absolut nimic. Vă lipsește palatul vieții voastre. Ce interesant! Da? Deci, de exemplu, dacă... Și ce înseamnă dacă ne lipsește palatul vieții? Ce se întâmplă? De exemplu... Nu avem susținerea casei respective. Nu avem Noi nu ne susține cu nimic acea casă.
Și ce înseamnă asta? Că nu avem prosperitate, nu absolut, avem sănătate, exact. Nu avem iubire, nu avem copii. Nimic. Pentru că punctul nostru cardinal fuei se numește stabilitate. Da. Deci noi nu avem susținerea, stabilitatea în casa respectivă. Și iarăși, dacă calculăm stelele zburătoare și vedem că în palatul vieții noastre, în sectorul nostru, da, al goului nostru, avem o energie a bolii, o energie a ghinioanelor, cei care știu Feng Shui, că poate să uite și cursanții mei, da? E, acolo e o problemă. Înseamnă că sectorul din casa respectivă al Palatului Vieții pe mine nu mă susține cu nimic. Pentru că avem o energie a ghinioanelor și o energie a bolii, o energie a pierderilor de bani, poate să fie o energie a bârfelor, poate să fie orice altă energie. Dacă e o energie a prosperității, cu atât mai bine. Da? Da. De exemplu, eu mi-am ales o casă, eu sunt cu a trei, da? Sunt la est, iar eu am intrarea în casă pe est, unde am nouă de prosperitate viitoare. Da? Da. Deci, ce înseamnă? Că toată lumea vreau prosperitate acum. Toată lumea își activează optul, care este prosperitatea actuală. Da. Dar țineți cont și de energiile următoare de 9 și 1. De ce? Pentru că acelea sunt oportunitățile. Da. Eu vreau bani acum, dar din ce le fac? Din ceea ce o să-mi vină? Din oportunități? Da. Exact. Din clienții care îmi vin? Da. Eu degeaba mi-activez prosperitatea actuală dacă 9 și 1 următoarele energii, adică prosperitățile viitoare, eu nu le am active. Da. În viitor, adică în viitor, ceea ce o să-mi vină întâmplă... și să am o continuitate. Da. Toți pun accent pe actual, dar de ce să nu punem accent și pe oportunități? Pentru că mulți consideră că viitorul este așa, un lucru nesigur, ca să zic. Nu știi, azi ești, mâine nu mai ești. Și de prezentul toată lumea preferă... trăim și prin viitor, într-un fel, pentru că... Da. Te gândești că... Să te protejezi acum din punct de vedere al sănătății, ca să ai o viață cât mai lungă, nu? Să mergi la să-ți faci analize. Te gândești să faci anumite investiții care sunt profitabile în viitor. Că nu poți să obții un rezultat imediat. Niciun... Dar cei care nu au relație, de exemplu, și eu trebuie să mă acces pe 8, 9 și 1 de munte. Cum să-mi vină bărbatul în casa mea dacă eu nu am 9 activat sau 1 de munte? 9 și 1 de munte. Pentru că este ceva viitor. Eu nu-l am acum. Ca să îmbunătățesc relația actuală. Eu trebuie să mi-l aduc. Și atunci eu la cele energii trebuie să mă gândesc? La cele viitoare. Da. Să am oportunitatea să-l cunosc. Să-l cunosc. Că doar nu o să vină să-mi bată la ușă. Da. Trebuie să-mi creeze în așa fel un mediu prielnic. Să nu știu, să fie o întâlnire de cu prietenii sau într-un club, nu știu, dau un exemplu. Fiecare unde vrea să și-l găsească, da? Dar trebuie să am oportunitățile astea. Dacă eu nu încerc să-mi activez, să am o continuitate în casa mea, nu am cum să-mi aleg aceste lucruri. Da, ei totul este ca un om să-și dorească și să creadă cu putere că această știință chiar ajută și chiar e benefică. Așa și e. Sunt lucruri, dacă stăm să ne gândim, sunt lucruri care se întâmplă și sunt inexplicabile. Sunt inexplicabile, pentru că sunt oameni, am întâlnit chiar persoane care au locuit cu părinții, au făcut bani, au făcut credit bancar, bine, și cu avansul pe măsură și și-au cumpărat o casă. Ei, în casa nouă nu le-a mai mers atât de bine, au dat chiar faliment, au rămas fără job, chiar se punea problema unui divorț, ce se întâmpla în casa respectivă. Le-am analizat casa și mi-am dat seama că este atât de nebenefică pentru ei, încât s-au mutat din nou la părinți și iar au job, iar au oportunități, iar acea locuință care este cu credit au închiriat-o. Da, deci era o energie nebenefică. Aveau 5 de ghinioane la intrare și să știi că nici chiriașii nu erau atât de buni, pentru că acea casă, acea energie o avea. Da. Știi cum suntem noi? Ne e greu să renunțăm totuși la un lucru pentru care am plătit niște bani. Dacă e o casă nebenefică, mută-te din casă și punct. Deci el nu stă la discuție. Nu știu cum pun ei, probabil nu pun accent foarte mult pe partea financiară, materială, să zic așa. Pentru că aici, în condițiile astea, în ziua de azi, când ai o grămadă de bani să cumperi o casă și vezi că totul, după ce te muți, intri așa într-un ghinion continuu, nu-ți vine să renunți că ai muncit foarte mult. Exact. Plus că casa respectivă s-ar putea să aibă și vreo ipotecă acolo, te-ai legat. Dacă nu vine un specialist să te dezlege, și să aibă... Cam întâlnit locuințe în care chiar nu am avut ce să fac. Da? Există și așa ceva? Da. Deci sunt locuințe în care, clar, sunt compromise total și... Pică prosperitatea în baie, îmi pică prosperitatea, nu știu, într-o debara... Adică și dacă pică în baie, se duce pe... e închis acolo, e într-o baie, nu e lăsată să se folosească. Încerc să o activez cât pot de mult, dar
Nu e același lucru cum ar fi într-un living sau într-o bucătărie, de exemplu, da? Sau pică într-o debara, de exemplu. E închis acolo, eu trebuie să o eliberez cumva, da? Sau nu pică la intrare în casă, sau un pică 8-ul de munte, 9-ul de munte și 1-ul de munte ca energie, mă refer, nu ca direcție. Că eu pot să plasez persoana către direcția, eu trebuie să mă uit și ce energie există acolo. Dar cei care nu știu pot să meargă doar pe direcții, da? Da. Pică, de exemplu, 9-ul de munte, cum am întâlnit un caz în baie. Ce fac? Îi pun patul în baie? Nu am ce să fac. N-ai. Îmi pică, de exemplu, unul de munte la intrare în casă. La intrare în casă eu trebuie să am energie benefică de apă, nu de munte. Da, pentru că eu trebuie să liniștesc zona ca să îmi plasez o persoană și automat nu pot să-i recomand patul la ușă. Că n-am ce să fac. Deci sunt locuințe care... Deci energiile benefice sunt ar trebui să fie în general pentru prosperitate în dormitoare, nu? În living, bucătărie? Pentru prosperitate, de obicei în zone active. Bucătărie, intrare în casă, living, zone active. Și în dormitor, de exemplu. Birou, de exemplu, dacă are cineva birou în apartament, să am energie bună a prosperității, că este zona activă. Iar în dormitor trebuie să am energii de munte benefice. Pentru că eu dorm, este inu. Muntele ce îmi dă? Îmi dă protecția. Îmi dă energia in de care eu am nevoie când dorm. Da. Iară sunt mult mai multe formule cu spiritul direct, indirect în Feng Shui, care poate să-mi spună din start cât de prosperă este o casă, fără să mai analizezi stelele zburătoare. Adică sunt multe, multe formule care putem să le aplicăm. Există formule pentru prosperitate, 5 fantome care transportă bunăstare, care ne ajută să ne îmbogățim peste noapte, dar cu efecte adverse. Adică? Că poate să pot să obțin o moștenire, de exemplu, aplicând formula asta, datorită decesului cuiva. Da? Pentru că să știi că și în Feng Shui și în orice altă știință trebuie să existe un echilibru. Am găsit hărți, de exemplu, astrologice ale oamenilor unde aveau foarte mulți bani, erau foarte bogați, dar nu aveau dragoste. Deci când am ceva foarte mult din ceva, nu îmi lipsește altceva. Pe acest principiu se merge, de aceea eu predau această formulă, cele 5 fantome care transportă bunăstarea, dar nu o recomand pentru că mai sunt și alte formule din care se pot face bani în știința Feng Shui. Da. Nu neapărat peste noapte să mă îmbogățesc. Acum nici nu știu ce să spun, dacă ce e mai important, dragostea sau banii. Că nici nu-ți dai seama. Dacă n-ai bani, oricum n-ai nici dragoste. Că stai și tragi o viață la jug să-ți faci și tu o căsuță sau poate prin iubire poți să-ți faci mai multe și să creezi un echilibru, să muncească amândoi și să... Eu mă refer aici și în harta bazii, în harta astrologiei chineze, că dacă o persoană totuși nu are destinul de a fi foarte bogat, eu ajut prin casă, într-adevăr, pentru că harta astrologică este diagnosticul și eu pot să găsesc prin Feng Shui remediul. Dar dacă eu nu sunt foarte bogat în harta astrologică, eu nu o să pot să-i aduc super bogăție prin Feng Shui. Îi echilibrez un pic viața. Pentru că harta noastră astrologică este mașina cu care venim în viață, adică ora, luna, ora, ziua, luna și anul. De aici pornește norocul nostru, care este drumul nostru în viață, și apoi Feng Shui-ul. Fiecare are câte 33%. Am înțeles. Adică dacă eu nu am o susținere astrologică, din cauza stelară sau a destinului, divină, eu pot să îmbunătățesc cu casa, dar doar 33% din destinul meu. N-am înțeles. O mică parte. O mică parte. Iarăși, sunt oameni care nu au relație în destin. Deci ei trebuie să-și caute și să-și găsească scopul pentru care au venit. Și dacă nu au o relație, să zicem, îi poți îmbunătăți cumva prin casă? Da, sau pot. Se poate muta? Sau cum? Da, se poate. Că, de exemplu, sunt oameni care pot avea o relație, dar nu neapărat să se căsătorească legal. Da? Adică mă refer cu acel act minunat. Pot avea o relație, da? Sunt oameni care acel act, de exemplu, le este chiar și în astrogramă, pentru că acel act poate să îi despartă după ce se căsătoresc. Și sunt foarte multe cupluri care, după ce s-au căsătorit legal, s-au despărțit, pentru că acel contract nu este benefic pentru ei. Da. Ar trebui să locuiască împreună, dar fără să aibă legătura aceea juridică. Da. Ca să-și dea seama, ar fi foarte bine probabil să stea împreună fără acel act. De exemplu. Da. Nu îi lega absolut deloc. Și ar fi fost mult mai bine. Nu e benefic pentru ei acel aspect. Da. De asta sunt situații în care, dacă, de exemplu, divorțezi o dată, de două ori, ajungi și la a treia oră de divorț, trebuie să-ți pui un semn de întrebare.
Deci în cazul în care acel act este, nu este benefic pentru ei, am putea așeza prin casă, nu pot să te întreb de remedii, că știu că ești anti-remedii. Ce s-ar putea face prin casă ca să stea totul să se... Da, ca acel cuplu să fie... În feng shui tradițional există remedii, dar sunt remedii bazate pe cele 5 elemente, în funcție de energie, pentru că și energiile acelea au elemente pe care eu pot să le activez sau pot să le anihilez, în funcție de energia de acolo. Dacă o energie nebenefică, înseamnă că trebuie să o anihilez. Dacă este o energie benefică, trebuie să o activez. Da. Dar pot să folosesc remediile anuale și lunare și atunci îmbunătățesc un pic relația de cuplu. Pentru că pot să folosesc acele remedii, pentru că este accesibil pentru toată lumea, nu neapărat să știm stelele zburătoare ale locuinței respective. Și dacă mai cunosc și direcția benefică, împreună cu energiile anuale sau cele lunare, dacă mă plasez corect în casă, mi-am plasez patul cu capul către direcția mea favorabilă și așa mai departe, eu pot să îmbunătățesc anumite aspecte din viața mea. La nivel basic, adică de bază. Dacă trebuie să așezăm patul, de exemplu, în bucătărie, ce facem? Mutăm camerele, nu? Dacă acum să muți bucătăria din locul respectiv costă mai mult decât dacă te-ai schimba într-o altă casă, să fiu sinceră. Ca să poți să muți țevile de pe un perete pe celălalt, nu știu dacă nu chiar e costisitor sau nu. E și dacă costisitor, se poate. Dar nu la nivel de a te muta, adică de a-ți schimba locuința. Maestri chinezi zic așa, decât să muți bucătăria, mai bine schimbă-ți casa. Da. Pentru că este atât de dureros și îți dă dureri de cap atât de multe, încât... Da. Poți să-ți faci un loc de relaxare în bucătărie, de exemplu, în cazul în care ai o energie benefică de munte acolo. Da. Poți să-mi pun un colțar cu o masă în care eu să-mi beau cafea o dimineață, să mă relaxez, să stau să mă uit la televizor, că se poate pune și un televizor în bucătărie în cazul în care este o energie benefică. Și poți să-mi creezi un loc de relaxare, nu neapărat să-mi pun patul în bucătărie, da? Și pentru oamenii care își petrec majoritatea timpului la birou, acolo ar trebui să aibă ei micul lor univers sau acolo iarăși, ar da, trebui... în primul rând, și la birou, dar și acasă, că se mai întâmplă și acasă. De exemplu, toată știința Feng Shui pune accent pe trei zone foarte importante din casă. Ușa de la intrare, bucătărie și dormitor. Mai exact în bucătăria, amplasarea aragazului. Da? Gurii cuptorului, cum se spune. Gura cuptorului trebuie iară să privească direcția noastră favorabilă. Acele butoane de la aragaz și cum deschid cuptorul trebuie să privească direcția mea favorabilă. Adică eu când stau să gătesc cu spatele către direcția mea favorabilă. Iarăși un lucru foarte important, da? În bucătărie. Dar dacă m-ar întreba pe mine cineva în ce zonă stau mai mult, eu stau mai mult în living. Că acolo am biroul și se mai întâmplă ca acolo să dorm. Da? Și atunci, sectorul acela din casă este mai important pentru mine. Pe lângă palatul vieții și sectorul dacă lipsește sau nu lipsește din casă, este și sectorul unde eu îmi petrec cel mai mult timp. Multă lume sau maestri chinezi pun accent pe dormitor, că lumea acolo stă cel mai mult timp, pentru că cel mai mult de 8 ore sau poate 8 ore dormi. Da, dar dormi, nu faci nimic acolo. Da, dar dormi pentru că și acolo trebuie să am o energie benefică de munte, ca să poți să dormi și să am un somn benefic. Că dacă nu te odihnești bine, nu ai o sănătate bună. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că am văzut o mare diferență când mai postez horoscopul pentru sănătate, la început, de asta nici nu l-am mai postat în ultimul timp, are atât de puține vizualizări sănătatea față de prosperitate, de rămân șocată. Deși sănătatea e mai importantă decât... pentru că eu trebuie să fiu sănătos ca să fac bani. Mai importantă. Exact. Nu știu că eu cred că ar trebui să învățăm în viața aceasta, pe pământul acesta cât trăim, că cel mai important lucru este sănătatea. Nu poți cumpăra sănătatea, dacă nu poți să o mai cumperi nici cu bani, nu te mai poți bucura de nimic. Exact. Da. Oamenii dacă înțeleg că banul e mai important... Și am constatat de foarte multe ori, adică, și de exemplu, dacă mai fac workshop-uri care vizează sănătatea, nu vin atât de mulți cum vin când este un workshop pentru bani, de exemplu, pentru prosperitate. Tuc, 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 tuc. Banul îți dă putere... Banul te ridică pe culmile fericirii, să zic așa. Oamenii se simt având bani, din punctul meu de vedere, protejați. Cred că, uite, am bani să merg să-mi fac analizele, de exemplu.
acum nu știu, este un totul este așa legat. O dilemă. Ce e mai important? Să ai foarte mulți bani, că până la urmă și foarte mulți bani. Cred că eu totuși sănătatea îmi merg pe dacă ne axăm pe a câștiga foarte mulți bani, să știi că este un echilibru în toate. Ai și efecte adverse. Pentru că hai să-ți dau un exemplu. Goaurile acestea au niște caracteristici. Pe lângă faptul că avem niște direcții. Da. Multă lume spune la goaul 5, că într-adevăr, goaul 5 se înlocuiește. În funcție de femei, bărbați, de exemplu, o femeie cu goa 5 se înlocuiește cu 8 și un bărbat cu goa 5 se înlocuiește cu 2. De ce? Pentru că 5 nu are trigramă, ca și da. Calcul. Dar, în schimb, o persoană cu goa 5 are caracteristicile unui goa 5 și un goa 5, ca și goa, da, are posibilitatea de a crea un imperiu. Dar cu ce? Cu prețul vieții sau cu prețul a surmenajului. Sănătății, al sănătății. Oboselii, pentru că 5 nu este o energie benefică și automat eu când am goa 5 pot să creez un imperiu, dar cu ce preț? Nu e ca un goa 6, de exemplu, care... Care vine pe tavă, așa, ușor, simplu și... Exact. Business-ul îi merge de la sine, nu trebuie să se implice prea mult. Bine, un goa 5 ar merge foarte bine în perioada lui 5, dar mai e până ajungem acolo. Peste vreo 80 de ani, mai știu, 60 de ani, că dacă calculăm din 20 în 20 de ani până ajungem în perioada lui 5, urmează perioada lui 9, după aia 1, 2, 3, 4 și sunt 20 de ani de fiecare. Trebuie să-mi deci calculez 80 de ani. Pentru mine goa 5, goaurile. Goaurile. De exemplu, un goa 6 este autoritar, așa este, care are niște caracteristici, dar un goa 6 niciodată nu să-l pui să creeze ceva de la zero. El va fi pus la ceva deja creat să conducă. Pentru că iar un goa 5 poate să cum să zic, să renască ca pasărea Fionix din cenușă. Da. Adică dacă l-ai dat afară, el poate să creeze ceva de la început. Da. Pe când un goa 6 nu. Unii goa 6 sper să nu să sufăr pe cineva. Dacă unui goa 6 îi se ia puterea, va fi un pic destabilizat o perioadă. Până când cineva îi întinde o altă mână de ajutor. Într-adevăr, este puternic, dar trebuie să știe să și-o mențină. Și aici putem să cunoaștem oamenii, chiar și prin Feng Shui, neapărat în astrologie. Pentru că eu știu, știind ce goa ești, îmi dau seama ce personalitate ai și ce caracter ai. Și pot să-ți fac niște previziuni elementare. Super de bază. Interesant, da. Ca să știu cum o să-ți meargă în următorii ani. Și prosperitate și la birou și din punct de vedere al casei. Deci acest goa este foarte important. Este nu foarte important pentru că ai trigramă. Da. Și știința Feng Shui se bazează pe concepte foarte importante. Conceptul de Yin și Yang, conceptul celor 8 trigrame, care este foarte important, pentru că cu cele 8 trigrame eu fac previziuni. Și pentru că tu ai un goa și ai o trigramă, eu pot să fac niște previziuni numai cu Feng Shui. E foarte interesant, astrologie. Foarte interesant. Dar, într-adevăr, astrologia ne ajută să le îmbinăm și e mult mai... Și se completează reciproc, clar, probabil. Clar, se completează reciproc. Ce spui tu? Deci despre bucătărie am trecut puțin, ne-ai explicat despre cuptor. În living am înțeles că putem să amplasăm un birou și putem să avem o zonă noastră prosperă în care să lucrăm și să stăm și chiar să dormim câteodată și așa. Dormitoarele, în general, în living. Din punct de vedere al chinezilor, sunt cele mai importante. Da, sunt cele mai importante pentru că e sanctuarul în care tu ai liniștea sau, nu știu, poți să și meditezi, poți să te liniștești, poți să îți încarci bateriile. Pentru ei dormitorul este un sanctuar, pur și simplu. Ei nu folosesc televizor în dormitor. Nu. Nu. Și ei nu sunt de acord ca în dormitor, acolo unde tu te liniștești și te relaxezi, să-ți amplasezi televizorul. La noi... Nu e că îți dai seama... Se adorme cu televizorul. La ei au noțiunea implementată deja de mici, din educația lor, ce înseamnă să meditezi. Exact, da. Și să fii tu cu tine și să... Pentru că ei merg foarte mult și pe echilibru interior. Atâta timp cât tu ți găsești echilibru interior și liniștea și pacea în locul respectiv și te susține interiorul și, exteriorul și interiorul, de a susține energia aceste două aspecte caracteristici importante, echilibru interior contează foarte mult. Pentru că așa cum te simți tu, asta emani. Transmiți așa te văd mai oamenii. Departe exact, exact. Ceea ce... Dacă tu ești supărat, ești trist, ești stresat, ești bufnești, trântești, oamenii ce cred despre tine? Să uite la tine, ce s-a întâmplat cu tine? Dar cum pot să te ajut? Adică, pur și simplu, cerșești atenția aceea care uneori nu poate să fie atât de benefică. Da, sunt și oamenii așa. Sunt datorită problemelor, pentru că... Probleme, nu știu, că astăzi în trafic, uite, era o pasăre, un porumbel pe stradă, mergea și am oprit mașina ca să-i... să treacă, știi, era rănit, cred. Ceea ce nu putea să zboare. Se face așa ceva. Da, nu putea să zboare.
Deci... S-ai luat claxoane, probabil. Mi-am luat claxoane și vreau să spun și ce înjurături, ca să nu mai zic de claxoane. Două fete la volan, paralel cu mine, m-au depășit așa puțin pe... Da, suntem foarte stresați, foarte agitați. Din cred păcate. Că oamenii nu-și mai găsesc cu liniștea sau nu încearcă. Nu știu, cred că e chestie și de educație și de inteligență și trebuie să depășești, să treci prin anumite nivele ca să ajungi la un moment dat să... Îți mulțumesc din suflet că ai venit la noi și cu drag de fiecare dată sunt atentă la tot ceea ce spui și ne înveți lucruri foarte bune. Se vede că lucrezi și ești profesor, clar. Îți mulțumesc mult, încerc să fac tot ce pot. Într-adevăr, un profesor îți deschide calea, îți arată drumul, dar totul depinde de cursant după aia. Exact. Pentru că dacă nu studiază fiecare cursant în parte acasă, această știință se uită foarte ușor. Ca orice, până la urmă, ca orice meserie practică. Exact. Îți mulțumim, Valentina, mulțumesc telespectatorilor că ne urmăresc. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție. O seară plăcută în continuare. La revedere!